am anunțat o serie de noi angajamente pe care România și le-a asumat cu acest prilej, și anume 1. Consolidarea capacităților naționale pentru investigații criminalistice în domeniul nuclear. 2. Îmbunătățirea securității transportului materialelor nucleare și radioactive prin implementarea unui sistem pilot de depistare a circulației și transportului surselor radioactive. 3. Dezvoltarea și implementarea unui curs național de training pe tema culturii securității nucleare. Și 4. O nouă contribuție voluntară la Fondul de Securitate Nucleară al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. M-am referit de asemenea la provocările de securitate cu care se confruntă regiunea Mării Negre. Acestea sunt cât se poate de relevante în contextul discuției despre întărirea securității nucleare și prevenirea terorismului nuclear. Cred că regiunea Mării Negre este crucială nu doar pentru securitatea regională, ci și pentru cea euroatlantică în ansamblu. Din acest motiv am pledat pentru ca această regiune să beneficieze de o atenție specială în arhitectura de securitate și pentru o intensificare a cooperării strategice pe acest palier. Țara noastră aplică cele mai stricte reguli pentru gestionarea și manipularea materialelor nucleare, dar și pentru combaterea traficului ilicit cu astfel de materiale și mai ales a terorismului nuclear.